Vă salut cu drag și în această seară, dragi telespectatori, și vă spun bun venit la emisiunea Vieți Schimbate. Mi-aduc aminte cu drag și cu nostalgie de vremea când, proaspăt ieșit de pe băncile seminarului, am pășit într-un district. Bineînțeles, am început foarte, foarte bine, nu cum mi-am imaginat eu, bineînțeles, cu primiri foarte fastoase, am început cu o mormântare. Ajunsesem în district și frații mi-au zis: frate, uite, avem o mormântare, nu era încă ziua de slujbă și în cursul săptămânii trebuia să merg să fac acea mormântare. Nu eram nici mutat, n-aveam nici mașină pe vremea aceea și a trebuit să vin foarte de departe cu trenul ca să fac slujba în district. Eram plin de avânt, plin de dorință să-L slujești pe Dumnezeu și așa am rămas și acum, doar că am avut parte de multe, multe dezamăgiri. Când am ajuns în district, am putut să aflu așa încet, încet lucruri care nu îmi veneau a crede urechilor, mai ales de pe la conducători ai bisericii, de pe la presbiteri: frate, stai să vezi că lucrurile nu sunt chiar așa cum ai învățat dumneata în seminar, că la noi lucrurile merg și altfel. După aceea, intrând într-un sistem eclesiastic, am putut să văd și alte aspecte care oarecum m-au dezamăgit atât de tare încât a trebuit să iau o hotărâre să slujesc pe Dumnezeu într-un fel sau altul pe mai departe. Așa că mi-am pus întrebarea și încă îmi pun această întrebare: oare mai există credință nepolitizată astăzi? Nepolitizată din două aspecte: nepolitizată religios și nepolitizată, adică neimplicată în religie, neimplicată în politica de profesie, ca să spun așa. Pentru că întâlnim politică și în biserică, politică bisericească și politica bisericii făcută în exterior, cu ajutorul oamenilor politici. Așa că aș vrea acum pentru început să vedem care este direcția pe care a dat-o Dumnezeu credinței, care este credința dată sfinților odată pentru totdeauna și dacă avem nevoie de toate aceste apanaje greoaie și care se interpun între noi și Dumnezeu atunci când vine vorba de credință, rugăciune, închinare, slujirea lui Dumnezeu. Pentru că, știți, există în popor vorba că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Oare care sfinți? Cei care fac politică bisericească sau dinspre biserică, înspre exteriorul ei, astfel încât să slujească alte interese decât cele care țin de lucrarea lui Dumnezeu. Ca să pornim de la început, bineînțeles, o să trecem în revistă ce a însemnat credința pentru patriarhi, pentru oamenii lui Dumnezeu. Nu un an, nu doi, nu cinci, nu zece, ci poate sute, iar apoi, dacă vorbim de o altă perioadă, vorbim despre mii de ani în care n-ai avut biserică organizată, în care nu ai avut o structură atât de stufoasă cum este acum, o perioadă în care Dumnezeu vorbea gură către gură, o perioadă în care oamenii erau chemați de Dumnezeu, nu de sisteme, și în felul acesta putem vedea că dacă ne uităm la ceea ce avem acum și ceea ce era atunci, suntem departe ca așa cum este cerul de pământ. Mă refer la vremea patriarhilor, începem cu ei. Enoch, un om al lui Dumnezeu despre care citim în Cartea Genezei, care a umblat cu Dumnezeu, da? Și care spune cuvântul că a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Vreau să vă întreb, de cine depindea Enoch? Cui se spovedea? Cui îi cerea socoteală? Sau cui, de cine depindea el în închinarea lui? Și aș vrea să înțelegem
că ne-a îndepărtat foarte mult de modelul lui Dumnezeu, acela prin care fiecare membru al familiei să fie un preot care să-i slujească lui Dumnezeu, prin care să aibă acea legătură cu Dumnezeu și să nu mai depindă atât de mult de tot felul de structuri și apanaje care nu fac altceva decât să încurce lucrarea lui Dumnezeu. N-am nimic cu sistemele, sunt bune, organizează, structurează, însă atunci când ele fac altceva decât lucrarea lui Dumnezeu, atunci e o mare problemă. Enoch a fost omul care a ținut legătura cu Dumnezeu 300 și ceva de ani. Noe, omul lui Dumnezeu, primește mesajul direct de la Dumnezeu și îi spune, predică Noe, fă-ți o corabie, pentru că după mai mult timp voi trimite potopul. Și Noe și-a văzut de credința lui, i s-a închinat lui Dumnezeu 100 și ceva de ani, bineînțeles, toată viața lui, n-a avut la cine să meargă să pună întrebări. Cum e cu doctrina asta? Și vine duhovnicul sau eu știu, cel care îl catechizează și îi dă în guriță și în cap răspunsul și spune așa, uite așa zice cu tare și cu tare și punem biserica și peste punem Dumnezeu a zis așa. Și omul înghite gălușca, stă liniștit, spălat la creier, gata, are răspunsul. Ei, Noe nu avea astfel de învățători care să îi dea cu lingurița ce trebuie să spună și ce trebuie să gândească. Dacă mergem la Avram, Isaac, Iacov, oamenii lui Dumnezeu, la fel, aveau legătura directă cu Dumnezeu. Însă noi ne-am făcut atât de comozi și atât de leneși în ceea ce privește studiul cuvântului lui Dumnezeu și am fost captați atât de tare de acest sistem eclesiastic în toate bisericile, în care dacă nu te încadrezi, ești atât de tare anatemizat și pus la colț, încât dacă îndrăznești să faci un pas în față, în stânga sau în dreapta sau înapoi, te-ai ras. Presiunea este atât de mare și oamenii nu îndrăznesc, nu pentru că n-ar avea anumite convingeri, ci pentru că le este teamă de ceea ce urmează, de consecințe. Melchisedec spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza, după ce Avram s-a întors de la acea mare luptă împotriva împăraților cananiți, se spune despre el în capitolul 14 cu versetul 18 că Melchisedec era împăratul Salemului și a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui preanalt. Păi de ce dioceză sau de ce patriarhie sau de ce conferință, de ce structură aparținea ăsta? Că vine de nicăieri. Socrul lui Moise, Ietro, și ăsta era preot al lui Madian și al lui Dumnezeu. De unde își lua ordinele și de unde își lua toate acele foițe pe care le avea de parcurs și fișa postului? Știți de unde? Direct de la Dumnezeu. Este ciudat, nu? Că noi avem atât de multe articole, atât de multe regulamente, atât de multe sub note de subsol, unde avem atâtea specificări încât Dumnezeu nu mai are niciun loc acolo. E atât de bine pus totul la punct și atât de bine organizat încât biserica și bisericile funcționează ca niște corporații, ca niște firme. N-au nicio treabă. Poți să-l dai pe Dumnezeu afară, cum spunea Tozer, da? Că oamenii nu observă nimic. Pentru că totul merge fără Dumnezeu. Sau, bine, în mare, că mai există și unii oameni care se tem de Dumnezeu și care se roagă lui Dumnezeu cu sinceritate, că doresc să facă voia lui Dumnezeu și tot timpul sunt prinși în aceste chingi, ca să spun așa, în aceste legături, este cu totul altceva. Însă, dragii mei, noi ne-am dus atât de departe de modelul lui Dumnezeu, încât ni se pare atât de normal anormalitatea în care trăim. Este cumplit. Însă aș vrea să revenim la modelul inițial. La vremea patriarhilor, Avram, Isaac,
Iacov, Melchisedec, preot al Dumnezeului celui preanalt. Este un subiect de gândire acest Melchisedec. Ar trebui să vedem, mai există astfel de preoți ai lui Dumnezeu în ziua de astăzi? Mai există oameni care să-i slujească lui Dumnezeu fără a avea altfel de interese? Apoi, dacă e să vorbim despre oamenii lui Dumnezeu care au slujit după ce s-a instaurat monarhia și templul și sistemul ceremonial, ca o mică paranteză, aș vrea să vedeți cât timp nu a existat nicio structură de felul acesta pe care o cunoaștem noi în poporul Israel. Gândiți-vă, au fost patriarhii, dădeau din tată în fiu ceea ce au învățat de la Dumnezeu, cum să se închine, cum să aducă jertfele, cum să-i slujească lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta s-a întâmplat până în anul 1445-46, când au ieșit din Egipt, asta a fost anul Exodului. Dacă întrebați în alta critică din teologie, o să vă dea niște date mult mai modificate. Însă eu cred varianta aceasta că Exodul a fost undeva în 1445-46 înainte de Hristos. După aceea a fost perioada cât au mers vreo 40 de ani prin pustie, cucerirea Canaanului și vreo 300 și ceva de ani până la primul împărat Saul, undeva prin 1047 înainte de Hristos. Ei, în pustie a avut cortul întâlnirii, Dumnezeu a poruncit să facă chivotul, să pună legea în el, dar nu au avut templul așa cum îl avem acum. Preoții erau unși aleși dintr-o anumită seminție aleasă de Dumnezeu, iarăși subliniez, nu prin alte metode, iar preoții ascultau de Moise, care vorbea direct cu Dumnezeu. Ei, mai arătați-mi modelul ăsta astăzi. Mai există? Hai să fim serioși. Nici vorbă de așa ceva. Marele preot, oricare ar fi el, gândește cu mintea lui, face ce vrea el, dă porunci după bunul plac și rezultatele sunt ca atare. Nu mai întâlnim modelul ăsta în care omul să vorbească direct cu Dumnezeu sau să se teamă de Dumnezeu, măcar atât, și să acționeze potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu. Bine, pretextul pus în față este acesta, dar prin rezultate, prin ceea ce se petrece, vedem că de fapt este cu totul și cu totul altceva. Așadar, am ajuns la perioada aceasta când erau în Canaan, în perioada judecătorilor, vreo 300 și ceva de ani. În 1047 vine Saul, este uns ca împărat până prin 1007, cam așa. După aceea are o domnie scurtă unul dintre fiii săi și urmează David în jurul anului 1000. Nici în perioada lui David nu se construiește niciun templu. Preoții mergeau în continuare, preoția mergea în continuare, dar era încă acel cort al întâlnirii, unde întrebau pe Dumnezeu prin Urim și Tumim. Vă aduceți aminte de situațiile în care David îl întreba direct pe Dumnezeu prin Urim și Tumim? Mergea la preot și spunea: adu-mi efodul, să mă duc acolo sau să nu mă duc? Era împărat, țineți cont. Și asculta de ceea ce îi spunea Dumnezeu. Dacă una dintre ele se întuneca, era nu. Dacă cealaltă strălucea, era da. Pare cumva ciudat procedeul acesta, dar e biblic. Și spune cuvântul Dumnezeu că prin acest procedeu Dumnezeu spunea clar dacă este de acord cu acțiune sau dacă nu este de acord cu o anumită acțiune. Așadar, nici aici sistemul religios nu este atât de prins în reguli și canoane, astfel încât să nu-i dea lui Dumnezeu posibilitatea să vorbească. Mai erau și profeții, bineînțeles, care vorbeau în timpul lui David, vorbim de profetul Natan și alții. Vine perioada lui Solomon, când se face templul. Se face templul, Israelul se duce în apostazie, apoi, după el, din rău în mai rău, Dumnezeu trimite profeții, pentru că deja preoții fuseseră orbiți,
ochii le erau încețoșați, nu mai puteau să vadă bine, a început să se înscăuneze în funcții, să se înțepenească acolo și să nu mai facă ceea ce cerea Dumnezeu. Și în momentul ăla Dumnezeu a început să trimită profeții. Când preoții o luau razna, profeții veneau și le spuneau: vezi că te-ai abătut de la cuvântul lui Dumnezeu, vezi că Dumnezeu spune așa, sau așa vorbește Domnul, trebuie să schimbi asta și asta, pocăiește-te, întoarceți-vă la Dumnezeu. Profeții care au umblat cu Dumnezeu n-au fost iubiți de popor nici de împărați. Știți de ce? Pentru că erau acei preoți și slujitori ai lui Dumnezeu care nu depindeau de nimeni, exact ca în vremea patriarhilor, decât de glasul lui Dumnezeu. Preoții aveau slujbele lor, aveau pâinica asigurată, aveau tot ce le trebuie, nu se mai stresau. Păi, trebuie să apărăm status quo-ului, pentru că traiul nostru ține de slujba aceasta. Am pierdut-o, la revedere, meserie nu, lucru nu, ce să știm altceva? Asta trebuie să facem. Și Ilie vine ca un reformator și îi cheamă la pocăință. Bineînțeles, când a spus că nu va fi ploaie 3 ani și 6 luni, a început să fie persecutat, căutat peste tot, să fie omorât, să fie adus la tăcere. Era unul singur, ăștia erau cu sutele. Bine, mai erau încă 100 de profeți ascunși de Obadia, 50 într-o peșteră, 50 în alta, dar ăștia erau muți. Erau bine intenționați, erau băieți cu minți, nu se închinaseră lui Baal și Astartei, dar nu scoteau o vorbă. N-au avut curaj să iasă în față alături de Ilie să spună: împărate, pocăiește-te și întoarce Israelul înapoi la Dumnezeu. Erau băieți buni, dar măc, nu ziceau absolut nimic. Ilie a fost singurul care a ieșit în față și l-a reprezentat pe Dumnezeu. Și aș vrea să vă întreb, ce structuri avea în spate Ilie? Ce suport politic? Zero. Zero. Ba, dimpotrivă, toate trupele de elită, toți spionii, toți pârâcioșii, toți oamenii apostaziați erau pe urmele lui și l-ar fi mâncat în dinți. În momentul în care s-a întâlnit după 3 ani și jumătate cu Ahab, imediat îl întâmpină și îi spune: tu ești cel care nenorocește pe Israel? Și Ilie întoarce vorba și spune: nu eu, ci tu și casa tatălui tău și prorocii lui Baal și Astarte, care ați dus Israelul în rătăcire. Cât de repede s-au stricat lucrurile și totuși încă mai existau oameni care să stea de vorbă cu Dumnezeu, cărora Dumnezeu să le vorbească gură către gură și cărora Dumnezeu să le spună ce trebuie să facă poporul său, împăratul și preoții. Apoi Ilie a fost luat la cer. Culmea, n-a avut nicio biserică mântuitoare prin care să fie mântuit. Știți că Origen și ceilalți părinți bisericești spuneau că nu există salvare în afara bisericii, adică structurii ei. Nu la salus extra ecclesia. Nu există mântuire în afara bisericii și să știți că asta s-a înfipt în capul multora. De aceea le este frică să iau o atitudine, de aceea cum să tragi de mânecă pe cineva care reprezintă pe Dumnezeu. Nu, n-ai voie să faci lucrul ăsta. Și observați că Ilie a fost ridicat la cer pentru că l-a slujit pe Dumnezeu și pentru că a avut acea relație directă cu Dumnezeu. Nicio biserică nu poate să-ți ofere mântuirea, de nicio culoare. Niciuna nu poate să-ți garanteze viața veșnică, niciuna. Iisus Hristos, credința în El și în cuvântul Său sunt mântuitoare. Restul pot fi slujitori, pot să predice Evanghelia, pot să slujească lucrării lui Dumnezeu, dar niciodată nu au dreptul să se interpună între om și Dumnezeu. Declarativ, toți fac asta, însă în faptă, toți se interpun între om și Dumnezeu și spun: dacă nu faci așa, cerurile se închid deasupra ta. Elisei,
un alt om al lui Dumnezeu care a venit în Israel, tot într-o vreme de apostazie, era tot cineva din spița Izabelei și a lui Ahab la domnie, un necredincios de rasă. Ce să mai discutăm, că astfel de necredincioși sunt și astăzi, ca teologi, ca păstori, ca slujitori ai altarelor. Ei spun, da, Dumnezeu, Dumnezeu, dar nu cred o boabă. Și când a venit Naaman cu acea scrisoare oficială din partea împăratului Siriei ca să fie vindecat de lepră, imediat și-a sfâșiat hainele, dar ce-s eu Dumnezeu, de unde? Că nu avea putere. Nu avea nici credință în omul lui Dumnezeu, că îl supăra pentru că îl mustra. Cum? Îmi rup hainele. Să știți că omul ăsta caută ceartă. Și în loc să se ducă să îl vindece de lepra lui sau să-l trimită la profetul lui Dumnezeu, a făcut un adevărat teatru acolo și o scenă demnă de tot râsul. Dar Elisei i-a spus, tu ai uitat că este un profet în Israel? Nu-l trimite la preoți. De ce? Pentru că preoții erau fără putere, erau legați de mâini, erau slugile împăratului. Îl trimite, îl cheamă la el, trimite la mine și o să vezi că este un profet în Israel, un om care slujește cauzei lui Dumnezeu. Și a venit, omul lui Dumnezeu l-a vindecat și apoi l-a trimis înapoi în Siria și a rezolvat problema aceea. Bineînțeles că nu este singura minune pe care Elisei a făcut-o atunci. A făcut mai multe minuni. Dacă citiți cartea Doi Împărați, o să vedeți câte minuni a făcut Elisei. Este o încântare să vezi cum omul lui Dumnezeu, care are legătură direct cu Dumnezeu și care ține cont doar de Dumnezeu, face minuni și își călăuzește poporul cu ajutorul lui Dumnezeu. Este un punct de reper în vremuri de beznă, în vremuri de apostazie, în vremuri de necredință, în vremuri când oamenii au luat cuvântul lui Dumnezeu și cele mai sfinte instituții lăsate de Dumnezeu și le-au terfelit în praf, le-au aruncat în mocirla păcatului și a egoismului și au făcut din ele ce au vrut. Elisei a fost omul care i-a slujit lui Dumnezeu cu credință. A fost omul căruia Dumnezeu îi vorbea și omul prin care Dumnezeu a lucrat în Israel. Împăratul n-avea nici măcar o implicare acolo. A venit vremuri de foamete. Elisei a fost acolo și împăratul a zis să-l omorâm. Dacă moare Elisei, gata, am terminat cu totul, cu criza, cu totul. O să prospere poporul. Cunoașteți tiparul, nu? Dacă moare ăsta, sau închidem gura, sau îl facem să nu mai vorbească, nicio problemă, o să fim bine, mersi, că din cauza asta nu merg lucrurile, pentru că omul ăsta încă trăiește. Ilie, Elisei, oamenii lui Dumnezeu, au primit mana cerească de sus, de la Dumnezeu, cuvântul, și au călăuzit poporul, depinzând doar de Dumnezeu. Ieremia, profetul lui Dumnezeu, care primește o misiune din partea lui Dumnezeu, era doar un copil, era un tânăr. Păi dacă nu ești uns cu toate alifiile și dacă nu treci prin toate comitetele și comițiile și n-ai toate recomandările și nu ești deja formatat la cap și nu știi toate cutumele și cum merg regulile, n-ai cum să ajungi acolo, nu se poate. Dacă n-ai și niște grade pe umeri, nici atât. Și știți la ce mă refer și nu spun baliverne. O spun țintit, pentru că așa s-a dovedit și așa se dovedește. Este cât se poate de indigest să vezi cum slujitori ai lui Dumnezeu și ai lui Dumnezeu cu ghilimele de rigoare, ai altarelor, sunt și în alte structuri și vin pe de o parte să-L prezinte pe Dumnezeu și pe de altă parte slujești și alte interese, au și alte ștate de plată. Și atunci te întrebi, la ce să mai asiști la toată mascarada asta și să depinzi de niște oameni care pur și simplu nu au ce căuta acolo? Ba mai mult, te fac să crezi că depinzi de ei și că mântuirea ta este în mâinile lor? Este cutremurător faptul acesta. Abia târziu
mi-am dat seama cât de înșelat am fost și cât de înșelat suntem în toată această mascaradă biserico-politică și cât de alterată este credința de fenomenul acesta politic. Elisei a fost un om al lui Dumnezeu. Ieremia a fost un om al lui Dumnezeu, căruia Dumnezeu îi vorbește și îl cheamă. Nici ăsta nu era din ăla trecut prin toate școlile de vulpoșenie, de șmecherie și de diplomație bisericească. Îl cheamă când era un copil, când avea credința curată, când dorea să-L slujească pe Dumnezeu și îi spune așa Dumnezeu: mai înainte ca să te fi întocmit, Ieremia capitolul 1 cu 5, în pântecele mamei tale te cunoșteam și mai înainte ca să fi ieșit tu din pântecele ei te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Doamne, dar știi că n-am experiență, tot cu asta o dau, că n-ai experiență, nu știi. N-ai experiență în ce? Că nu știi să minți? Că nu știi să învârți lucrurile? Că nu știi să furi? Că nu știi să... dai dreptate celui care este vinovat? Este extraordinar că Dumnezeu are o cu totul și cu totul altă grilă. Îl cheamă pe Ieremia, îl cheamă pe Samuel, când n-aveau niciun fel de experiență, dar erau curați la suflet. L-a chemat și pe Saul, însă după aia a început să capete și el experiență ca împărat și după aia s-a depărtat de Dumnezeu. L-a chemat și pe David. Și David, când a început să aibă experiență, a început să o ia razna. Însă el este un caz fericit că s-a întors la Dumnezeu. Vorbim de împărați, de preoți. Hai să fim serioși, că întotdeauna, o să vedeți, toate reformele n-au început cu preoții, nici cu împărații. Au început cu profeții. Știți de ce, dragii mei? Trageți voi concluziile. Ca să nu fiu eu răutăcios. Puneți-vă întrebarea, de ce n-au început reformele cu preoții, cu leviții și cu acei oameni din împărăție? De ce? A trebuit să trimită Dumnezeu pe oamenii săi, pe profeți, ca să atragă mereu atenția că nu merg bine, că trebuie să se pocăiască, că trebuie să se întoarcă la ceea ce spune legea lui Dumnezeu. Eu am răspuns, ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, că sunt un copil. Modestia, nu-mi trebuie, mie funcții, la ce? Doamne, dar e o lucrare atât de mare. Oamenii care au fost chemați de Dumnezeu nu și-au dorit nici în ruptul capului să ajungă acolo, pentru că își dădeau seama de înălțimea chemării și de responsabilitatea arzătoare pe care Dumnezeu o punea pe umerii lor. Moise, nici în ruptul capului, Doamne, nu vreau să fiu păstorul Israel. Și nu doar că au zis, asta și simțeau, nu pot, este prea greu, Doamne, trimite pe oricine altcineva. Cei care nu sunt chemați, țin cu dinții să ajungă acolo și spun așa, fățarnic, nu-mi doresc eu funcții, da, de unde, da, așa. Când ajung acolo, nu-i mai scoate Domnul decât cu picioarele înainte. Și după ce cad epoleții și tresele de pe umeri, vai, dar să cadă pe cât mai moale. Nu cumva să ajungă în district, deși asta este lozinca. Vai, cele mai frumoase momente erau alea când eram în district. Serios! Ce district, ce frumusețe! Atunci de ce nu-ți dorești să mai cazi de acolo? De ce? Pentru că nu ai fost chemat, ai fost pus. Ai fost numit de oameni. Asta este diferența. Și atunci când ai fost pus și când s-a încălzit bine scaunul, nu-ți mai dorești să pleci de acolo, pentru că nu Dumnezeu te-a chemat, ci oamenii te-au pus prin mijloace politice, prin voturi democratice, prin tot felul de mașinării bisericești, ai ajuns acolo. Și odată ajuns acolo, nu-ți mai dorești nici de cum să mai pierzi avantajele obținute, pentru că dorința nu este să slujești pe Dumnezeu, ci alta. Ieremia, chemat de Dumnezeu, spune: Doamne, nu pot
Dumnezeu, bineînțeles, trebuie să insiste ca să primească această misiune. Și după ce a primit misiunea, să nu credeți că a avut parte de avantaje și de bună primire. Vai, domnule profet, ce bine că ai venit! Ce bine că ești omul lui Dumnezeu! Bine ai venit în mijlocul nostru! Da, de unde? Ieremia, profetul lacrimilor, a fost unul dintre cei care au fost bătuți, persecutați pentru faptul că nu cânta la fel ca și ceilalți. Și le-a spus, nu vă mai tot împotriviți și încăpățânați să fugiți de haldei, pentru că Dumnezeu a făcut planul ăsta, să mergeți în țara haldeilor, în Babilon. Cauza este pierdută, gata, nu mai, mila lui Dumnezeu nu mai mijlocește pentru voi. Și din cauza că le-a dărâmat tot acel sistem în care se încredea, în care se încredeau atât de mult, Ieremia a avut foarte mult de suferit. De la împărat până la preot și ceilalți, toți mincinoșii și toată gașca lor politică l-au persecutat într-un hal fără de hal, de parcă ar fi fost cel mai mare căuzaș, cel mai mare om de nimic. Și spune el în capitolul 20, Ieremia, capitolul 20, începând la versetul 7. M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs. Toată lumea își bate joc de mine. Care dintre cei numiți sunt batjocură pentru ceilalți? Vedeți vreunul? Da, de unde strălucitor, sclipitor, scoși din cutie, tot. Ba, ce-o treabă, ce un stres. Și atunci... Apoi, dacă zic nu voi mai pomeni de el, adică de Dumnezeu, și nu voi mai vorbi numele lui, iată că în inima mea este ca un foc mistuitor închis în oasele mele, caut să-l opresc, dar nu pot, nu și-a schimbat discursul că dă bine. Ci Ieremia a rămas vertical. Vreau, mi-aduce atâta necaz, aș vrea să schimb, dar simt că mi se topesc oasele. Unde sunt oamenii aceștia, cărora li se topesc oasele dacă nu vorbesc adevărul? Da, de unde? Căci aud vorbele rele ale multora, spaima care domnește împrejur, învinuiți-l, strigă ei, haidem să-l învinuim, toți cei ce trăiau în pace cu mine pândesc să vadă dacă mă clatin și zic, poate că se va lăsa prins, vom pune mâna pe el și ne vom răzbuna pe el. Apoi, printre altele, spune în versetul 14, blestemată să fie ziua când m-am născut, ziua în care m-a născut mama, să nu fie binecuvântată. Care păstor își blestemă ziua nașterii? Ați văzut vreunul? Stau și mă gândesc, în cazul acesta ce facem? Oare mai suntem oamenii lui Dumnezeu? Sau am devenit niște politicieni religioși care nu au altceva în minte decât menținerea status quo-ului și a avantajelor personale? Dacă ne uităm la profeții lui Dumnezeu, toți au fost anatema în vremea lor. N-au avut niciun suport din partea oamenilor. Au fost vorbiți de rău, au fost persecutați, au fost rău primiți, pentru că rosteau adevărul. Apoi, dacă e să privim mai încoace spre noi, ne uităm la Domnul Iisus Hristos, care n-a vrut sub nicio formă să se implice în politica, nici religioasă, nici în politica aceasta mizerabilă, da, de profesie. Hai că te punem împărat. Nu vreau sub nicio formă să fiu împărat. Eu sunt împărat, dar nu din lumea asta. Am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr, îi spunea el lui Pilat în capitolul 18 cu versetul 33 în continuare. Pilat a intrat iarăși în odaie de judecată, a chemat pe Iisus și le-a zis, ești tu împăratul iudeilor? Iisus i-a răspuns, de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-a spus alții despre mine? Adică tu crezi în inima ta sau crezi ce spun politicienii religioși? Pilat a răspuns, eu sunt iudeu? Neamul tău și preoții cei mai de seamă, fiți atenți, te-au dat în mâna mea.
ce ai făcut? Cine l-a trădat pe Hristos? Preoții cei mai de seamă. Credeți că astăzi este altfel? Nu fiți naivi. Nu fiți deloc naivi. Astăzi este chiar mai rău. Pentru că au la dispoziție și alte dispozitive prin care să-și facă misiunea duplicitară. Preoții cei mai de seamă l-au dat pe Hristos să fie răstignit. Ei erau cu uneltirile, cu partidele, cu alegerile, cu puterea, cu toate astea. Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Și Hristos răspunde, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Rețineți, vă rog, cuvintele astea. Împărăția lui Hristos nu este de aici. Nu amestecați lucrarea lui Dumnezeu cu gospelul politic, cu tot felul de mașinațiuni și campanii mascate, făcute unora și altora. Ha, dă bine, e ok, decât să nu faci nimic. Dar să confunzi lucrarea lui Dumnezeu cu Evanghelia politizată este o mare, mare eroare. Este o mare eroare. Iisus n-a avut nimic de a face cu politica și nu s-a amestecat în nicio formă, în nicio mișcare politică. Atunci un împărat tot ești, i-a răspuns Pilat. Da, i-a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Și celebrele cuvinte sub formă de întrebare lui Pilat. Și ce este adevărul? Hristos a venit să mărturisească despre adevăr. Dacă noi în bisericile noastre nu mai mărturisim despre adevăr și nu trăim în adevăr și inventăm tot felul de cotețe, de șobolănării pe acolo și de organizații și de sfori și de tot felul de pârghii prin care să slujim minciunii, păi înseamnă, dragii mei, că noi nu mai avem ce căuta acolo. Sau înseamnă că biserica și-a pierdut direcția. Iisus n-a avut nimic de a face cu politica. El a venit să mărturisească despre adevăr. Și Pilat, ca un politician ce era, întreabă, și ce este adevărul? Și de aici încolo, Hristos nu i-a mai răspuns nimic. De ce? Pentru că în momentul în care ajungi să te întrebi ce este adevărul, ești un slujitor al minciunii. Pentru că oricine vrea să afle adevărul, poate să-l afle. Dacă ești sincer cu Dumnezeu și dacă vrei să-L slujești din toată inima, ce întrebări prostești sunt astea? Ce este adevărul? Dacă vrei să-L afli, îl afli. Dacă vrei să o scalzi, pui întrebări filozofice. Ce este adevărul? Ce înseamnă asta? Oare ce vrea Dumnezeu? Mai citești 7 comentarii și 3 cărți? Folosești Biblia, dacă o mai folosești și pe asta, chiar sub formă de pretext. Dacă nu, predici baliverne, toată predica de la cap la coadă, fără să deschizi Scriptura și fără să citezi nici măcar un verset din Scriptură, e ok. Atâta vreme cât nu te atingi de cine nu trebuie. Poți să predici ce vrei, câte în soare și în stele. Dacă e să vedem cum a fost credința în biserica primară, la fel avem un șoc. Că nu întâlnim acea politică bisericească pe care o întâlnim acum. Nu întâlnim organizații, structuri, tot felul de labirinturi întunecoase, tot felul de reguli, regulamente și după care să ne ascundem. Nu, absolut nimic. Biserica înființată de Iisus Hristos, care nu este congruentă cu ceea ce avem astăzi, în proporție de 90%,
Biserica înființată de Hristos și condusă 100% de Duhul Sfânt. Când cineva călca pe lângă, era dat afară de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt disciplina biserica, nu comitetele. Duhul Sfânt conducea biserica, nu comitetele. Duhul Sfânt era cel care făcea alegerile, nu comitetele. Și atunci, unde suntem noi în grila asta? Pe nicăieri, dragii mei. Pe nicăieri. Credința în biserica primară era cu totul și cu totul diferită de ceea ce avem astăzi. Haideți să citim Scriptura, să nu vorbim așa din auzite. Cum era viața în biserica primară și cum era credința nealterată politic? Evanghelistul Luca povestește în Cartea Faptele Apostolilor, o carte scrisă tot de el, ne dă câteva rezumate despre cum era biserica. După ce a primit mandatul din partea lui Hristos, nu vă depărtați de Ierusalim până când nu veți primi puterea Duhului Sfânt și în virtutea puterii Duhului Sfânt să mergeți să faceți misiunea, nu pentru că va chema cineva dintre oameni. Veți primi o putere când va veni Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Apoi, spune capitolul 2, cei ce au primit propovăduirea au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în sfrângerea pâinii și în rugăciuni. Se mai întâmplă lucrurile astea? Pe aici, pe acolo. Apoi, fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Se mai întâmplă asta? Dați-mi voie să cred și să nu cred în același timp. Oamenii se mai teamă de Dumnezeu. Au ajuns la respect. Atâta respectă pe Dumnezeu că nu mai cred o boabă din ce spune Scriptura. Dar toți îl respectă pe Dumnezeu. În momentul în care te apropii de Dumnezeu, trebuie să tremuri de frică. Să scrape oasele în tine. Să scrape oasele în loc să minți sau să furi sau să sucești căile lui Dumnezeu. Să simți că se năruie cerul deasupra ta. Asta este teama de Dumnezeu. Nu poveștile pe care le-am învățat din tratatele de teologie. Ah, se apropie Dumnezeu așa, ca la un bunicuț cu barbă lungă. N-ai nicio teamă, niciun stres, vezi de treaba ta. No. Și am ajuns să ne raportăm ca atare la Dumnezeu. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi și frângeau pâine acasă, își luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul, nu politicile, nu afișele, nu campania, nu marketingul, adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Mai există modelul ăsta astăzi? Dați-mi voie să o spun clar și răspicat, nu! Nu mai există. Și am inventat tot felul de tarabe bisericești, tot felul de talciocuri, tot felul de negocieri și de voturi și... Dragii mei, astea sunt din alt film. Nu sunt de aici. Sunt din cu totul și cu totul altă parte. Și acum mai nou, vorbim despre gospelul politic și evanghelia aceasta politizată în care mai nou se face campanie electorală unor candidați politici cu ajutorul evangheliei. Dragii mei, biserica a fost înființată de Duhul Sfânt ca o mișcare. Ajunsă în lumea greacă, spunea cineva, a devenit o filozofie. Ajunsă în Europa, a devenit o cultură. Și ajunsă în Statele Unite, a ajuns să fie un business. Nimic din ceea ce a lăsat Dumnezeu. Însă,
surpriză. În cartea Apocalipsei nu se spune nimic despre Evanghelia politizată, nu se spune nimic despre megastructuri evanghelistice, nu se spune nimic despre politica religioasă, despre mântuirea prin altcineva sau altceva decât Iisus Hristos. Și în cartea Apocalipsei reîntâlnim din nou acea mișcare spirituală condusă exclusiv de Duhul Sfânt, în care biruitorii fiarei și a desfrânatelor, care sunt bisericile corupte și care se amestecă politic, renunțând la principii, toate acestea le găsești aici în casa, în cartea Apocalipsei, și vezi că Dumnezeu își va conduce poporul în împărăția Lui, lăsându-i la o parte pe acei oameni care s-au dovedit nevrednici de lucrarea sa. Evanghelia politizată nu este tot una cu Evanghelia veșnică. Evanghelizarea politizată are scopul de a câștiga cât mai mulți adepți ca să întrețină sistemele. Evanghelia veșnică are drept scop câștigarea de suflete ca să fie mântuite în împărăția lui Dumnezeu. Și despre această Evanghelie spunea Mântuitorul în Evanghelia după Matei că va fi predicată în toată lumea ca să slujească de mărturie. Acea Evanghelie trăită de apostoli, acea Evanghelie trăită de profeți, acea Evanghelie trăită de patriarhi, care n-au avut nevoie de atâția intermediari ca să le spună ce să facă, cum să se închine, cum să slujească lui Dumnezeu. Așadar, Evanghelia politizată, putem spune clar și răspicat că este un aluat stricat, strecurat în creștinism, nu de azi de ieri, de mult timp. Și prin această Evanghelie fermentată și dată în putrefacție, ni se sugerează ideea că fără ea nu vom putea ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Nimic mai fals decât această afirmație și această credință. Pentru că Evanghelia veșnică are de-a face cu tine și cu Dumnezeu. Evanghelia veșnică are de-a face cu teama de Dumnezeu. Evanghelia veșnică are de-a face cu jertfa lui Iisus Hristos. Evanghelia veșnică are de-a face cu mântuirea, nu cu interesele, nu cu avantajele. Evanghelia veșnică n-are de-a face nimic cu politica și cu politicienii care amestecă Evanghelia în interesele lor. Dragii mei, știu că poate unii ați fost tulburați de ceea ce am spus, însă vă rog, nu vă înșelați. Cuvântul lui Dumnezeu este aici. Și dacă am spus ceva împotriva Lui, vă rog, aruncați tot ceea ce am spus. Dar dacă am spus potrivit cuvântului, mai gândiți-vă dacă sunteți pe calea lui Dumnezeu sau spre pierzare.